Asculți armonie și cunoaștere la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Armonie și cunoaștere. Sunt Lucia Câmpan și, așa cum ne-am obișnuit deja, vom dezbate teme de interes de la suflet la suflet cu invitați speciali, în care vom păși spre o nouă cunoaștere și mai profundă a vieții și a tainelor sufletului. Tema de astăzi este despre vindecare și manifestarea abundenței plenare. În acest sens, vorbim cu Roxana Ioana Gabor Iliescu, terapeut emoțional de familie, despre cum să ne vindecăm emoțional. Bine ai venit, Roxana! Bine v-am găsit și felicitări pentru tema aleasă și pentru emisiune în general. E atâta nevoie acum de spații în care să vorbim despre suflet, să ne deschidem sufletele și mai ales să vedem, de fapt, ce vrea sufletul ăsta de la noi. Mulțumim tare mult! Am văzut că tu folosești și Ioana Mai Iliescu. De unde e acest nume? Da, eu folosesc pagina mea, se numește Roxana Ioana Mai. Mai fiind ceea ce am primit în India, se numește numele spiritual, în realitate este o energie pe care, în secunda în care încep să lucrez cu tine, vine către tine și modifică, dacă vrei, te deschide către o nouă dimensiune. În termeni creștini, dacă vrei, se știe că pe parcursul timpului, la botez primești un înger păzitor, la fiecare pas pe care tu îl faci, la fiecare inițiere, dacă vrei, mai primești înger păzitori și arhanghel vin către tine în funcție de lecțiile pe care tu le-ai ales să le împlinești în această viață. E cam la fel, iar particula Mai mi-a venit în India și eu prima oară am crezut că e vorba de luna în care m-am născut, respectiv luna Mai, și am și spus maestrul meu Brandon Bates, ia uite, toată lumea a primit, Ananda a primit tot felul de zei și zeițe pe care le știam înțelesul, în schimb la mine a venit Mai, oare ce-o fi asta? Dar nu a venit de la început Mai, ci a venit întâi I am, eu sunt, și apoi s-a rearanjat în Mai. Și super, împreună era, de fapt, eu sunt mamă. Pentru că Mai, ma, acolo în India, este particula care sugerează energia maternă. Energia maternă nu neapărat pentru copiii pe care îi ai, și pentru toate proiectele pe care le naști, pentru tot ceea ce tu susții ca să aibă loc creația. Și cumva mă anunța, așa să spun, universul, că urma să intru într-o altă dimensiune în care, iată, de la simplu terapeut, unul la unul, de la jurnalist, am trecut în dimensiunea în care organizez evenimente, în care pregătesc oameni să-și îmbrățișeze menirea și să găsească, de fapt, care este rostul venirii lor pe pământ și să crească. Deci, practic, exact această energie pe care o are și mama pământ de a susține evoluția, de a susține creșterea. Chiar urma să te întreb ce te-a determinat pe tine să accesezi această cale de cunoaștere, această cale spirituală. Care este povestea ta de viață? Cum ai ajuns aici? Ca mai toată lumea, am ajuns în genunchi. Nu fac parte dintre înțelepții, deși acum, să știi că am și i-a ieșit cunoscut, am și lucrez cu oameni care pur și simplu au decis să evolueze, au decis să vadă ce pot ei mai mult. Pe mine a fost nevoie să mă bușească viața, ca să mă prind că așa nu se mai poate. Cumva de când eram mică, pe când părinții mei au divorțat destul de urât și vocal, m-a făcut pe mine să mă închid în interior, dar în același timp să mă întreb dacă relațiile interumane n-ar putea să fie și fără război, dacă n-ar putea să fie și armonioase. Și mi-am propus eu atunci, copilă fiind, să caut oriunde, în istorie, în tradiții, peste tot în lume, oameni care să se înțeleagă armonios, relații în care să se asculte unii pe ceilalți.
Asta am făcut o vreme, dar știi cum faci o vreme până când te ia viața și te duce pe cărarea ei sau te lași dus. Chiar mi-amintesc de și ajungi pe cărarea ta. Da, nu știu ce să zic. Eu cred că undeva în copilărie te lași păcălit de niște adulți care la rândul lor și-au părăsit misiunea și atunci nu prea știu să sprijine copiii care au un vis. Și ajung să cred că de fapt ceea ce credeai când erai mic e doar așa, o păcăleală de copil și că viața e, știi, viața e asta, 3D, lasă cu visele, nu mai vita cu ochii deschiși, de câte ori n-am auzit asta, nu mai vita cu ochii deschiși, Roxana. În momentul în care am încetat să mai visez cu ochii deschiși, a fost cumva fel de amorțire a sufletului, n-aș putea să spun o moarte a sufletului, că iată, am putut să renasc. Și m-am trezit în vâltoarea, într-adevăr, a vieții 3D, în care am repetat exact ceea ce am judecat la părinți. Adică m-am trezit într-o relație în care, deși părea să fie totul roz, s-a ajuns în război și am rămas cu un copil în brațe, cum se spune. Apoi în a doua relație și mă uitam cum se repetă istoria și oricât de diferit și de frumos ar fi început relațiile mele, sfârșeau la fel și sfârșeau incredibil de asemănător cu povestea părinților mei. Ca și cum, indiferent ce faci, ajungi tot acolo. Tot acolo ajungeam. Până când m-am auzit spunând, când eram singură cu doi copii, că mie nu mai trebuie bărbați. Eu sunt ok, am două fete, mă dedic lor, mă dedic cariere, eram un jurnalist de succes, arătam super, pentru că undeva trebuia să echilibrez și mă duceam în fiecare zi la sală și mâncam numai frunze și eram profund nefericită, dar am ajuns să cred că, well, doar despre asta este vorba. Și norocul meu a fost noroc. Nu există noroc, dar așa a fost. Am declarat acest lucru la o masă unde era un vechi prieten de-al meu din post-adolescență și cu un alt prieten din Germania și în momentul ăla am văzut cum se schimbă la față și mi-a zis, auzi, dar înainte să decretezi așa definitiv, n-ai vrea să citești cartea asta? Mi-a întins cartea Călătoria, pe care la rândul lui o citise, dar nu-mi spusese de altfel că el nu o citise. Primise, știa despre ce e vorba, dar nu o citise. Și imediat după ce am citit-o eu, evident m-aș întrebat, au fost un profesor la mâncă? Pentru că nicio faptă nu rămâne nerăspunată, cum se spune, câteva luni mai târziu, după ce am căutat peste tot în lume seminariile lui Brandon Bays, am găsit pe internet o reclamă că pe 31 mai, apropo de mai. Luna mai, Brandon vine pentru prima oară în România. Și 31 mai fiind ziua mea, am înțeles, nu putea să fie mai clar mesajul și am luat, am găsit organizatorii, i-am rugat să fac și un interviu cu ea și i-am spus și prietenul meu care mi-a dăruit cartea și ce, dacă tu mi-ai dăruit cartea, eu te iau cu mine la seminar. Prietenul acela acum este soțul meu și tatăl copilului meu. Cam așa a început drumul și pe măsură ce am descoperit câte lucruri ascunsesem eu de mine însă, mi-am dat seama că dacă eu, care mă consideram pe atunci de o inteligență peste medie și o deschidere tot așa, peste medie, dacă eu n-am avut acces la mine, oare ceilalți, care poate că nu au fost un jurnalist și n-au avut acces la toate informațiile pe care le-am avut eu, oare ce șansă au să își trăiască în această existență menirea, să vadă de fapt despre ce e vorba? Propoziția asta care se numește viață. Și am înțeles că dacă Dumnezeu m-a înzestrat cu darul comunicării, în primul rând trebuie să dau mai departe. Și asta am făcut
interviuri cu foarte mulți terapeuți. Apoi am început eu să adun, să aduc în România profesori și să aduc și pe Deva Doaba și pe Shannon Lehrer și pe partea de energetică, pentru că mi-am dat seama că reglăm emoțional, dar dacă energetic ești praf, nu ai resurse. Și apoi am adăugat și partea fizică, unde am găsit niște români și întâmplător sau nu, iată că vorbim de Iași, cu un doctor extraordinar, doctorul Luca, care mi-a explicat cum pot să susții orice fel de proces emoțional prin plante. Și el a fost cel care a contribuit la aducerea lui Brandon Bates în România, aveam să aflu, pentru că, pe de altă parte, el începuse terapiile pe plan fizic și a observat că nu funcționează doar pe plan fizic. Nu poți să te adresezi bolii care este doar o consecință a unor situații nerezolvate. Nu poți să rezolvi doar simptomele, ci trebuie să duci la rădăcină. Uh-huh. Și atunci el de la fizic ajunsese la emoțional, iar eu de la emoțional ajunsesem la energetic și la fizic. Și ne-am găsit cumva. Se completau. Și, exact. Și în sfârșit, după ani de căutări, de analize, de cercetări, cumva deja exact de înainte de pandemie, lucrurile la mine s-au așezat și am început comunitatea de femei, femei în evoluție conștientă, se numea atunci și a fost un program extrem de puternic și probabil că o să-l mai reluăm. Apoi acel grup a devenit Puterea Divinului Feminin, care este și acum pe Facebook, și în care mă înscriu așa în încurajarea femeilor de a-și vedea potențialul lor enorm, pentru că fiecare dintre noi ne așa suntem creatori, dar din păcate ceea ce creăm nu neapărat e foarte rol. Dar dacă vedem că putem să creăm atâta dizarmonie, atâtea conflicte, atâtea drame, atâtea tragedii, înseamnă că acest potențial creator există. Și putem crea și reversul. Exact, și trebuie doar să reajustăm un pic lucrurile pe acolo, astfel încât să cânte pe gama care ne place. Și de aici, pas cu pas, mi s-a revelat, să zic, fiecare lucru pe care l-aveam de făcut. Cred că e important să spun pentru toate femeile, dar nu doar femeile, cred că și pentru copii. Să se știe că nu poți să afli totul de la început. În primul rând pentru că te-ai speriat și în al doilea rând că nici nu ai nevoie. Și genea ta se creează pe măsură ce lucrezi. În sensul că la început mi s-a arătat doar că trebuie să lucrez cu femeile. Nu mi s-a spus de ce. Nu mi s-a spus ce am de făcut. S-a spus caută-le și adu trezește preotesele. Mi s-a părut așa ușor, nici măcar nu știam ce sale. Pe măsură ce am început să facem retreat-uri la Sarmice Getuza, am înțeles de fapt ce s-a întâmplat acolo, ce avem noi în sânge și în karmă, ce avem de vindecat, cum trădarea și-a făcut loc și cât timp nu vom vindeca acea trădare dintre noi, femeile. Nu prea putem să vorbim despre hai să ne protejăm cu adevărat copiii sau bărbații, pentru că noi între noi ne-am ucis. E ca și cum potențialul meu creator ucide potențialul tău creator și după aceea ne așteptăm să fie toate lucrurile armoniate. Nu mai au cum. Și asta s-a dus în genă de la o generație la cealaltă și de acolo trebuie să o luăm. Super. Și uite așa, și după care într-un final, așa după ce absolveam fiecare clasă, mai cu 10, mai cu 9, mai cu 8, câteodată cu 5, am ajuns acum să primesc ceea ce este cel puțin până acum, destinația finală de lucru cu copii. Și ai fost martoră la botezul centrului nostru, centru Tara, pentru
reaprinderea forței vitale în copii, copii care au trecut prin experiențe traumatizante, pentru că în ei, practic, stă materialul genetic cel mai pur, dar în același timp și cel mai încărcat de propriile noastre mizerii. Pentru că tot ceea ce nu am rezolvat eu, am pasat mai departe copilului meu. Și atunci copilul meu a preluat poate tot. Că, da, și vorbeam adineauri cu o altă femeie, că am băiatul meu e ok, doar că are 120 de kg. Da. Nu e ok. Toate imprinturile s-au regăsit exact. În copil. Exact. Și au venit pe toate liniajele, toate lucrurile nerezolvate. Și acum de aceea vorbim de, da, de copii care parcă nu avem nicio soluție la ei. Pentru că, în realitate, nu prea avem soluții la ei. Trebuie să avem la părinți. Exact. Până ce nu-și vindecă părinții rănile, copiii le vor moșteni și le vor duce mai departe. Le vor duce mai departe sau se vor opri acolo și vor încerca să le rezolve ei, dar cu cât generația este mai joasă, să spun, cu atât e mai greu să rezolvi. Și iar, știi și asta din experiență, că e absolut fabulos atunci când vine o mamă să vadă lucruri. Și când o mamă se deschide către provocările ei, atunci ceea ce mai are de lucrat fica e infinit mai puțin. Super, asta e foarte important. Asta este cheia a ceea ce înseamnă trezire, probabil, în rândul generațiilor. Până la urmă și cred că e o motivație foarte importantă pentru noi. Că altfel, nu, să lucrez cu tine nu e ușor. Și nu e un lucru că iar mai aud, eu lucrez singură. Nu funcționează așa. Pentru că nu suntem profund masochiști. Și așa cum eu nu pot să mă strâng de gât cu mâinile mele, că nu pot, fizic, e imposibil. Nici nu pot să-mi tai toate atașamentele care până acum m-au ținut în viață. Că nu le vezi, în primul rând, foarte bine, obiectiv vorbind. Și pentru că nu vrei să le vezi, pentru că ai programe foarte bine înrădăcinate, că dacă le vezi, o să mor de durere. Ceea ce foarte probabil până de curând era valabil. Și foarte probabil și acum e valabil dacă ești singur. De asta e importantă comunitatea. De aceea vorbim de comunități. De aceea Iisus a spus non-stop unde sunt doi sau mai mulți în numele meu, vin și eu. N-a spus rezolvă-te singur. N-a spus bagă-te undeva într-o peșteră și o să vin și eu. N-a promis lucrul ăsta. A spus unde se adună doi sau mai mulți în numele meu, vin și eu. Dar evident că este mai greu atunci când se adună doi sau mai mulți, pentru că vin cu idei, fiecare vine cu idei, fiecare vrea să-și impună ideea. Programele lor. Da. Cum ne dăm seama că avem niște rând de vindecat și care ar fi primul pas spre vindecarea lor? Putem să căutăm și să vedem dacă avem cu adevărat niște răni sau putem să avem încredere și să înțelegem că noi tocmai de aia ne-am întrupat. Pentru că aveam niște lecții de învățat. Și să luăm dacă avem niște răni cu ok, care sunt principalele mele lecții, dacă nu vrem să le numim răni. Da. Care sunt principalele lecții pe care sună eu le-am de învățat. Și înțelegi și accept că acele lecții, ca să poți să le înveți, iar s-a observat că această specie umană nu învață cu binele, ci învață de nevoie. Adică trebuie să existe o problemă, un trigger care să vină asupra ta și să te determine să faci ceva. De exemplu, vorbim de cum să raționalizăm resursele planetei de ani și ani și zeci de ani. Până când n-a fost nevoie, prin secetă și prin război, să ajungem cu adevărat, adevărat că trebuia să raționalizăm. Și atenție ce se întâmplă. Abia au zis unii, trebuie să raționalizăm consumul de gaz, că au oferit ceilalți, care deocamdată n-au o problemă,
Deși evident că vor avea, că nu poate să aibă cineva și după aia să nu afecteze întreaga planetă. Dar momentan n-au și au zis, hai și tir, pardon, mai iertați. Da? Dar de ce? N-ai decât să raționalizezi tu, Germania. Eu n-am nicio problemă, nu raționalizez nimic. Nici măcar acum, când este, da, hai să o luăm biblic, apocalipsa la ușa noastră, noi nu vrem să înțelegem. Și atunci, am să răspund la întrebarea pe care n-ai pus-o explicit încă, nu e vorba să vedem ce răni avem noi ca persoane, ci suntem deja, chiar dacă nu am văzut ce răni avem personal, suntem acolo în care e musa să ne uităm la rănile noastre ca societate. Și da, nu le vindecăm la nivel de societate, ci le vindecăm la nivel individual. Care e primul pas? Adică, ce trebuie să facă cineva care își dă seama că situațiile de viață nu sunt așa cum și-ar dori ei și ceva din ei strigă? Ce trebuie să facă? Unde să meargă? Cu ce să înceapă? Sunt două începuturi, dacă vrei. Sau dacă vrei, chiar trei. În primul rând, să te uiți cu curaj la toate aspectele din viața ta. Și să faci așa cum nu pe orice alt domeniu, de exemplu, când ai o firmă, faci o analiză o dată pe an, nu? De câte ori faci analiza vieții tale? Aha, deci să aibă un prim moment de conștientizare. Ce, exact. Ce este să cu viața mea? Uit, numai că eu aș recomanda acest moment de conștientizare să fie făcut cu un profesionist care să pună întrebări. Pentru că, din nou, tu singur îți pui întrebări comode. Uh-huh. Sau te duci în dramă. Nimic nu merge în viața mea. Și rămâi acolo. Din dramă sau din e destul de bună viața mea, nu se mișcă nimic. Nu este progres. Ideea, nu. Ideea este să fie un profesionist care să-ți spună, să știe să-ți spună întrebări, astfel încât să descopere ceea ce va descoperi la absolut toată lumea, că există lucruri care merg la tine în viață și există lucruri care nu merg. Și undeva trebuie făcut un echilibru și toate instrumentele pe care tu le ai la lucrurile care merg, să le pui la treabă și dincolo și dacă mai ai nevoie de alte instrumente, să te duci să ți le iei. Și pe cealaltă parte, să accepti că există niște soluții pe care tu nu le-ai accesat până acum, respectiv terapiile emoționale, pentru a opri, efectiv, a opri lanțul de astfel de întâmplări, cumva, vorbeam de drame sau nu, de tragedii de familie, care dacă te duci la un terapeut, de-aia acum am pus ca titlu terapeut, la mine terapeut de familie, pentru că în realitate, după ce am lucrat cu femei, apoi am lucrat cu relații, cu femei și bărbați, și apoi am lucrat în tot ceea ce înseamnă femei, bărbați, copii. E, în secunda în care observi familia ca întreg și începi și faci o anamneză a familiei, începi și vezi că lucrurile în viața ta și în viața familiei tale s-au repetat. Și decizi cu care, asta iar împreună cu un specialist, decizi de care te ocupi mai întâi. Nu poți să te ocupi de toate deodată. Și pas cu pas, dacă îți alegi, de ce eu încurajez alegerea unui, numiți-l cum vreți, terapeut, mentor, ghid, coach, cum vreți voi. Am și pus de multe ori de toate, pentru că dacă spuneam mentor, nu am nevoie de mentor, mentor e Dumnezeu. Da, mentor e Dumnezeu, evident, este mentorul tuturor, doar că Dumnezeu, drăguțul de el, lucrează prin oameni. Și atunci, pe cât fiecare dintre noi avem mentor spiritual, avem nevoie de mentor pe pământ. Și tot ceea ce pot să faci, asta știi că v-am încurajat și pe voi, este să-ți întreb mentorul spiritual, ok, deci, eu în cine am încredere că tu vei vorbi prin persoana X sau persoana Y? Roxana, scuză-mă moment... că te întrerup puțin, că mai avem foarte puțin, mai avem încă 4-5 minute și aș vrea să ne spui despre principalele instrumente, metode sau tehnici pe care tu le-ai folosit sau le utilizezi în vindecarea emoțională. Corect. E, în secunda, spuneam, în secunda în care îți alegi
un om, atunci îi dai toată încrederea. Și indiferent că sunt eu sau sunt, și bănesc că știți că mai sunt pe piață, oameni care au dezvoltat într-adevăr metode. Și să zic că este o metodă, da, eu am pus o umbrelă care se numește pasul în adevăr. Pasul în adevăr înseamnă să încep să tai minciunile din viața ta. Dar pasul în adevăr în sine conține foarte multe instrumente. Conține călătoria, conține constelații familiale, conține lucru energetic, astfel încât și de protecție și de curățare a spațiului și a tuturor interferențelor electromagnetice care acționează asupra corpului tău. Include sprijinirea corpului și inclusiv detox al corpului, cu zeolit, cu parasit free, cu argint coloidal, în fine, cu tot ceea ce v-am spus că folosim de la producătorii români, de la Freeways. Deci este o umbrelă, practic, pe care eu o aplic individual și atunci când e vorba de un grup, pentru că aici, indiferent dacă din punct de vedere al efortului și din punct de vedere al material, să spun, pentru mine ca terapeut, organizarea unui grup este devastantă ca efort și financiar și fizic, nu se compară rezultatele pe care le am atunci când organizez un grup, mai ales fizic, sunt infinit mai mari. Și în secunda în care un grup, cum am făcut anul acesta, am făcut 21 de zile de spiritualitate profundă. Am început cu școala Mistere la Perth, am mers la Sarmi Segetuza, iar apoi am făcut inițierea în Tara la Tutana, la centrul nostru de acolo. Acum putem lucra pe un cu totul și cu totul alt nivel cu oricine vine la noi. Și merită fără doar și poate. Unde te poate găsi lumea? Cel mai simplu este și pe Facebook, este și pe site. Site-ul nostru este site-ul asociației Călătoria Spre Tine. Iar academia prin care organizăm cursuri se numește My Academy. Sau pe Instagram. Super. Pe oricare dintre aceste cum să zic, canale, rețele, exact, și canale, mă poate găsi, ca să nu mai zic că la un simplu search, dacă dai la numărul de telefon, este online. La început am intrat în panică și wow, după care am zis ok, până la urmă rolul meu este acela de a comunica. Deci nu mă deranjează nici măcar un mesaj pe WhatsApp, în condițiile în care fiecare om înțelege că dacă dă un mesaj, eu sunt un om și atunci răspund. Și ești acolo pentru el. În limita timpului, evident. Mulțumim tare mult, Roxana, că ai fost alături de noi și că ne-ai dat câteva chei și ne-ai spus despre lucrurile minunate pe care tu le faci. Și sper că asta să fie doar așa un prim pas în discuțiile noastre și să mai vii la emisiune. Mi-ar plăcea cumva să vorbim, poate românilor, poate în perioada aceasta, românii care sunt plecați în diasporă, se întorc, mi-ar plăcea să vorbim cu ei, pentru că rădăcinile pe care le ai sunt importante și în perioada asta, dacă tu faci servicii pământului din care te-ai născut, atunci te restructurezi la nivel celular. Ce înseamnă servicii? Putem vorbi în 7 emisiuni separate, dar doar puneți-vă întrebarea, români plecați, cu ce ați putea contribui voi la aducerea României la un stadiu în care nimeni vreodată să nu mai vrea să plece de aici. Super, mulțumim tare mult, de-abia aștept să ne mai vedem și în alte emisiuni și să mai continuăm seria acestor dezbateri. Îți mulțumim tare mult, Roxana, și te mai așteptăm. Mulțumim tare mult, te îmbrățișez. Mulțumesc tare mult și auditorilor emisiunii și le doresc o zi frumoasă, plină de manifestare, vindecare și tot ceea ce își dorește sufletul lor. La revedere!